Următorul val de extindere a Uniunii Europene ar putea duce UE la 30 sau 36 de state, inclusiv Republica Moldova. E o situație în care toți au de câștigat, a declarat cancelarul german Olaf Scholz într-un discurs ținut la Universitatea Carolină din Praga. Mai multe ne spune colegul meu Radu Osipov, care se află la Praga, unde va avea loc și reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor UE. Radu, bună seara și te ascultăm! Bun găsit. În discursul său Europa viitorului, Scholz propune reformarea Uniunii Europene în paralel cu extinderea spre est. Următorul val ar trebui să aducă în Uniune Republica Moldova, Balcanii de Vest, Ucraina și Georgia. Scholz propune și tranziția de la decizia unanimă la votul majoritar, iar criteriile de accedere în Uniunea Europeană ar trebui să rămână aceleași. La fel, Olaf Scholz vrea și România și Bulgaria în spațiul Schengen. Apropo de spațiul Schengen, mâine la Praga începe reuniunea Gymnich a miniștrilor de externe UE. Se știe deja că unele guverne insistă pe interzicerea de oferirea vizelor pentru cetățenii Federației Ruse. Guvernul ceh, de exemplu, care deține președinția Consiliului European până la finele acestui an, ar fi de acord pentru înăsprirea condițiilor de intrare în spațiul Schengen și în Uniunea Europeană pentru cetățenii Federației Ruse, dar se pare că nu există un acord de plin. Mâine și poimâine șefii diplomațiilor europene se întâlnesc la Praga și discută despre agresiunea rusă din Ucraina și despre situația din Africa de Vest, acolo unde Rusia devine tot mai activă. E o reuniune informală care are loc o dată în jumătate de an. Prima a fost la Castelul Gymnich din Germania. Iată de unde vine și această denumire. Ministrul Nicu Popescu va participa și el. Va merge la prânzul oficial cu miniștrii de externe ai statelor UE, dar are programate și discuții bilaterale. Se va pune problema viitorului parteneriatului estic, acest instrument care se pare că nu mai ține pasul cu realitățile. Se va discuta despre perspectivele europene ale trioului asociat Republica Moldova, Ucraina, Georgia, la care s-a referit și cancelarul german Scholz în discursul de la Universitatea Carolina. Radu, îți mulțumim pentru informații. Continuăm cu alte subiecte.